Bun găsit tuturor! În luna decembrie vom avea parcursul nefavorabil al planetei Mercur, ce ne va influența negativ gândirea, comunicarea și drumurile scurte. Pe de altă parte, planetele Venus și Marte vor avea un parcurs avantajos și ne vor influența pozitiv planeta Venus gestionând bunăstarea, abundența și lucrurile plăcute, iar planeta Marte voința și energia noastră. Dar să vedem ce sectoare de viață interacționează cu tranzitul acestor planete pentru fiecare semn zodiacal. Berbec, toată luna nu vei comunica deloc bine cu partenerul de viață. În schimb, te vei bucura de mici, dar dese câștiguri materiale și vei beneficia de conjuncturi favorabile în diverse capitole de viață. Asta dacă, prin fapte bune, îți vei activa moștenirile karmice pozitive. Realizarea perioadei se va materializa în cadrul căminului familial. Taur, întreaga lună vei avea probleme în activitatea profesională. Comunicarea sau deplasările vor fi numai anapoda. Cu toate acestea, vei avea ocazia de a face o faptă bună pentru cineva din jurul tău, lucru ce îți va aduce în viitor consecințe benefice. În același timp, vei face eforturi considerabile și vei reuși să faci ceva constructiv pentru casă și familie. Evenimentul perioadei va fi o realizare importantă pentru împlinirea planului tău de destin. Gemeni, marea problemă în această lună va fi o sumă de bani sau un obiect de valoare, care nu vor mai intra în posesia ta, deși ești îndreptățit să le deții. Pe de altă parte, vei reuși să ți îmbunătățești starea de sănătate și vei dori foarte mult să te distrezi. Și vei reuși să mergi la o petrecere sau într-o scurtă excursie. Realizarea lunii va fi un ajutor acordat cuiva aflat în dificultate, faptă bună care te va apropia în viitor de împlinirea destinului tău. Rac, toată luna te va stresa o problemă de sănătate și vei face multe drumuri inutile și vei avea multe discuții cu diverse persoane care mai multe vor îndepărta de rezolvarea problemei. Dincolo de asta vei înregistra beneficii financiare provenind de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta. Totodată vei face mari eforturi de a avea o bună relație cu partenerul de viață. Victoria lunii va consta în faptul că destinul îți va dezvălui o direcție corectă de evoluție în viață. Leu, pe durata întregii luni vei încerca să realizezi ceva important pentru tine, dar nu vei reuși sub nicio formă. În altă ordine de idei, dacă ai înțeles anumite lecții de viață din experiențele recente, vei debloca conjuncturi favorabile datorate carmei tale pozitive. În același timp, insistența ta în dialoguri de colaborare îți va aduce anumite realizări. Evenimentul esențial al lunii va fi o deplasare turistică sau o petrecere unde te vei simți deosebit de bine. Fecioară, toată luna vei trece prin conjuncturi nefavorabile și vei avea pornirea de a face rău cuiva din jurul tău. Dar aceste fapte rele nu vor face decât să-ți îngreuneze viața în viitor, când va veni termenul de plată al faptelor tale rele. Chiar și așa te vei bucura de aprecieri și susținere de la toată lumea. Asta dacă vei avea o atitudine prietenoasă cu cei din jurul tău. În același timp, îți vei concentra toată energia și resursele să realizezi ceva important pentru tine și vei avea mari șanse de reușită. Obținerea unui credit sau recuperarea unei datorii mai vechi reprezintă realizarea lunii. Balanță. Încercările tale de a te distra sau de a te ocupa de lucruri care îți fac plăcere și te pasionează vor fi sortite eșecului pe toată durata lunii. În schimb, vei avea o mică, dar importantă realizare într-un anumit domeniu. În același timp, vei depune un considerabil efort de a evolua în plan profesional și vei avea sorți buni de izbândă. Realizarea lunii va fi rezolvarea unei probleme de sănătate care te supără de lungă vreme. Scorpion, faptele tale nu prea bune din prezent sau faptul că nu ai înțeles anumite lecții de viață din evenimentele prin care ai trecut recent, vor declanșa anumite conjuncturi nefavorabile datorate carmei tale negative. Totuși, toată luna vei avea mari șanse să te distrezi, să mergi la mici petreceri sau în scurte excursii. În același timp, vei face eforturi deosebite de a câștiga încrederea și susținerea celor din jurul tău și vei reuși. Victoria lunii va fi înaintarea ta pe scara ierarhică de la locul tău de muncă. Săgetător, toată luna vei avea dificultăți financiare din cauza scăderii câștigurilor rezultate din munca ta. Cu toate acestea, vei rezolva anumite probleme restante ce privesc căminul și familia. Totodată te vei strădui din răzputeri să ajuți pe cineva aflat în dificultate fără a obține avantaje personale, dar în viitor vei fi din plin recompensat pentru această faptă bună dacă o vei face. Realizarea lunii va consta în obținerea unui important sprijin de la cineva din jurul tău și vei obține astfel un succes decisiv în viață. Capricorn, întreaga lună vei avea dificultăți majore de a comunica sau de a te deplasa pe distanțe scurte. Cu mijloacele de comunicare sau cu cele de deplasare vor fi foarte frecvente. Chiar și așa, în plan profesional, vei avea un mic, dar important succes și, printr-o mobilizare exemplară, vei beneficia de câștiguri materiale provenind de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta. Evenimentul central al lunii va fi ceva benefic legat de partenerul de viață și de relația de cuplu vărsător. Pe durata întregii luni toată lumea te va evita și nimeni nu te va susține dacă vei avea nevoie. Totul datorită unor multiple dialoguri pline de răutate și egoism pe care le vei purta. Cu toate acestea, buna relație pe care o ai cu partenerul de viață îți va aduce protecție din partea acestuia. În același timp, eforturile tale de a munci intens vor da roade în planul încasărilor bănești. Mai multe vești bune sau obținerea unor informații prețioase care te vor ajuta imens în viață reprezintă evenimentul principal al lunii. pești, toată luna vei avea neînțelegeri acasă cu aproape toți membrii familiei și în cămin nimic nu va merge cum trebuie. Pe de altă parte, vei primi o veste bună despre un eveniment pozitiv și important din viitorul apropiat. Totodată te vei mobiliza din toate punctele de vedere pentru a rezolva o problemă de sănătate. Victoria lunii va fi o realizare în plan material sau financiar. O sumă importantă sau un bun de valoare vor intra în posesia ta. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Trecutul, prezentul și viitorul sunt strâns legate între ele printr-un lung șir de consecințe.